Măi, nu? Da, da, mă. Deci trebuie să dai la obligat, da, la culoare. Aur, aur, raiu. Dar fă-n-te, mă, și pe tine. Cine dă? Eu. Jucăm în trei, eu joc cu el ca să-i să-i și explic. Trefla. Poți să dau și altă culoare dacă n-am. Dacă nu ai trefla, dai altă culoare. Da, dacă am trefla, să te obligă. Da. Da. Sănătate. Vezi Raimondul ăla, că a avut asul și cu dama. Ha. Ce aia, roșie? Da. No. Și o iau acum cu dama, nu? Dacă n-are el popul, da, sau asa. Nu dau eu popul sau asa, e tu. Da, ai luat-o mână. Da. Deci trebuie să-l calculezi în așa fel încât să iei trei mâini. Da, nu am înțeles asta. Mărin Juvete, ce ai dat acum? A, nu am înțeles, nu. Da. Să mă gândesc. E destul de greu la început. Da. Da, dar îl prinzi, e ușor. Deci merge? Nu am. Dacă n-are negru, de ce vrea? Tot eu. Tot eu iau. Și pe asta. Și sunt exact 3 mâini și sănătate. Și dacă mai... Acum te ești pe plus. Dacă și dacă am luat 3 mâini și rămân la 3 mâini, da, da. Hai că da, e Batist, asta o iau eu. Păi, am zis că fac 2. Și asta acum cine dă trefă? Și asta o iau eu și eu m-am ars. Eu am zis 2 și am atras. Eu am zis 2 și 2. Păi vezi, da, aia e ideea. Și asta ce? Mi se trec 3 acolo? Da, sunt puncte. Păi nu, tu ai zis 3, adică 8 puncte. Că 5 are oricum 5 puncte. 0 ce ai câștigat. 1, 6 puncte. Și plus 2, 8 puncte. Nu, tu ai 5 puncte. 3, 11. Înțelegi? Dacă ce ai 0, că nu duci niciun așa, nu aveai 5 puncte. Stai mult puțin, taci. Ai dus 3, ai 5 puncte că oricum ai câștigat că ți-ai dus mâinile, plus câte mâini ai cerut? 3. Dacă cereai 5 mâini, aveai 10 puncte. În funcție de câte mâini ce, tu poți să mergi pe 0 tot timpul. Da, da. Dă-i un 4 atunci direct. Asta a fost 3, mă. Asta a fost jocul de 8. Ce treci acolo, mă, de ce mă spuneți că mă 3? Ia să văd cum faci tu aici. Că am înțeles. Asta e ușor, dar stai când îți vine asta, trebuie să mai explici. Stai că se va juca cu una, cu două cărți. Da, se joacă întâi cu una și a tu. Ce faci, mă, 4-3-2 tu aici, 1-1, cum joci uiți? Eu nu-l joc așa. Cum încep? De ce încep? Te-a dat prima mână, dai o carte. 1 și pui jos o carte. Lasă ca să fie multe jocuri de 1. Nu mă, fac mă uiți normal, mă. Atunci te pune cel mai mult la primul cărți. Câte sunt, de 2, de 3, de 4, de 5. Da, mă, dar dacă îl fac invers, încep de la 1 până la 8. Și mai urât. Și faci multe până la 8. Să începem cu 8. De ce? Observ zară, înțeles? Nu mă, 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 câte jocuri de 8? Păi tu ai făcut 6 jocuri de 8. Păi nu, nu mă, vrei 6 jocuri de 8? Ca să începem cu 8. Păi nu mă, fă-l-i salamă. De exemplu, 9 și dai numai 9. Nu mă dă și cu neve și cu... Ia fii atent, eu le bat. Și te mă și pe tine să ne jucăm toți 4 odată. Fii atent, bă, uite la mine. Bă, nu e ușor chiar. Bine, fac. Bine, fac. Ești atent, uite. Eu dau acum, asta e prima mână la... Așa, așa începe. Avem câte una, da? Și am pus aici jos. Asul... Neagră, asul de neagră... Nu mai tragi nimic. Uite-te ce carte ai. Uite ce carte ai. Tu ce, crezi cu cartea aia duci vreo mână sau nu duci? Okay. Dar vezi că aici ești obligat, acum era. Da, te obligă la un moment dat. Îți explic eu. Bă, te doare capul, zi mă. Mult, hai, zi cât te faci. Tu ești primul. Dacă nu duc, ce sunt? Nu, tu ești primul. Eu zic că duc una. Adică ai negru. Da. Poate da. N-am negru. Poate am... Ei n-ai cum să iei. Păi stai, poate am eu asul de roșu. Poate el are 10 de rom și ăsta are asul de rom. A, și ei tu între noi cum ar veni. Da, da, și eu mă gândesc, poate da. N-am iar dacă eu am atu, poți să pui tu doi ași de culori diferite. Dar dacă eu am zis atu ăsta, da. Dacă eu am zis una, Aurelia mi-a obligat și el la una. Exact. Ultimul, înțelegi? Eu zic una. O să obligat și eu. Dacă el spune 0, tu spui 0, sunt și obligat 0 și eu pot să fac una și mă pârlesc, ai înțeles? Cine face și acolo ce face Aline? Să spună. 0 sau 1? 0, adică dacă el a făcut cărțile, el e obligat de mine. Dacă eu ziceam una și tu ziceai una, el scăpa. Lasă-mă, cu obligat îi spunem atunci. Că nu neapărat, nu poți să fii neapărat obligat. Bun, și eu zic una, tu câte zici? Eu zic că 0. El îmi trebuie să zic una. Ia zi. Uite. 3, pune jos. Pac. El le-a luat, eu m-am pârlit. Eu am luat 6 puncte, tu ai luat 5. Și el că a mers obligat. Și pune, pune și șoptari în 4. Și după aia să... și 8. Îți spui minus 5. 7 și 8. Acum spui minus 1, ai înțeles? 7 și 8, da. Da! Dar îmi trebuie că joc! Ce? Nu. Îți spui minus 1, normal. Hai, dar ăla e creionul meu. Dar e creion, creion. Da. Nu trebuie de-o. Ia, creion. Poate îmi dă pix, ca cer-o pix. Uai. Ai cam multe pretenții la viață. Poți să iau șocură? Mhm. S-a dat de te-a spart. Dar tu, deci stai alea, deci tu nu joci la cărți de unul, nu văd cărțile, da? Și te-a împart.
de. Stai că le fac eu. Cine e primul la tabel? Tu, Alin, faci Raimond cărții. Așa. Și tu asta, deci tu ești ce ia tu jos. Așa, un joc am stat și m-am uitat și l-am înțeles. Deci asta e, când ia tu inimă neagră, dacă tu ai azi de inimă neagră, ești sigur că faci una. Dacă ai azi de inimă roșie și zici că faci una și eu am 7 de neagră, da. O carte, 5 meciuri de câte una, după aia câte 2 cărți, câte 3. Da, 4. Da, așa. Acum. Dar de ce ați dat toate cărțile primele? Ei, acum, arătăm. Uite, ăsta e tu. Trefla. Trefla e tu. Da, trefla e tu. Deci, în primul rând, ia trefla, ia tu, și după aia, între noi, dacă n-are nimeni... Dacă n-are la mare. Exact, bravo. Eu zic una. Tu cât îi zici? Faci. Eu zic 0. Așa. Una. Una? Da. Tu poți zici cine? 0, zic, normal. Am numai trefla. Și ai sub Tom Batist, eu am as. Asta e. Vezi, uite, el acum s-a părlit că eu am asul. Și voi vezi, tu ai 5, Aurel 6. 5 că am zis bine. Da, ai făcut bine. Vezi, el are 6 că sună cu 5. Ai văzut că ai prins-o la 2 plus 8, la 3 plus 1. Asta, ăsta e. Și jos, acum e că ia de o carte. Alea de 8. Bine și câte o rândă cu toată. Păi vezi, să ajungi și cu toată. Să ajungi la 8. Da, alea de 8 sunt cel mai șmeche. Că acolo e puncte, tu poate zici că faci 5 bucăți și cu 5 joc, ai 10. 20 de puncte. Hai, deci că am făcut la jocul ăsta și o bucăți fata. Da, un șlem. Dacă le ai pe toate mari și știi că nu... 4 roșii, 4 cupi. Nu mă, 4 jocuri de 1. Uite, ai inima roșii, inima roșii, ia tu. Laur, cât e? 0. 0. 0. 1. Așa, eu, din poziția asta, e obligat deci e jocuri de 1, da? Da. Iar dacă a zis una, nu poate să fie numărul de jocuri, la fel cu numărul de pariuri. Eu sunt obligat una. Hai, pune tu, Laur. Pui tu, Laur. Tu pui jos. Tu pui primul jos. Pune jos. Da, și eu m-am pârlit, că el are dat. Da, mi-a dat, mai bine și l-am făcut. S-a pârlit el, a luat Alin. 5 puncte, tu ai 10, Aurelian 11 și Raimond 4. Asta e jocul, l-ai prins acum? Gata, bun. Băi... E frumos, am zis, foarte frumos. Îmi place, bă, și Renzo. Și Renzo cum era? Sunt mai multe jocuri. Da, sunt mai multe jocuri la Renzo. Damele, popa de inimă, popa de inimă roșie. Popa de inimă e pe minus, 10 de pe plus. Așa. Renzo, pui 9, de exemplu, în 4, începi la 9 și pui 8, 7, 6, 5, 10, valeda în popa asta. Așa, știu și că e și un joc de whist la Renzo. Și la Renzo. Gata, și acum pui, acum tu, gata. Aurel. 0. 0. Raimund. 0. Eu zic 0, tu ești obligat 0, n-ai voie să una. Zici una. N-ai voie. Ți-am zis, tocmai ți-am zis. N-ai voie să numărul de jocuri, da. N-ai voie să fii... Hai, să fii numărul de pariu același. Hai, cu... Hai, pune-și tu. Cum? Numărul de pariuri același cu? Cu numărul de jocuri. Deci e joc de 1. Toată lumea... E joc de 1. N-are cum să fie un singur pariu, pentru că înseamnă că nu s-arde nimeni. E ca la mergea un pariu, puteam să mergi. Da, e ca la poker. Și eu am pierdut. Da, ai pierdut. Chiar dacă am atât. Da, n-ai cum. Bai, pentru că unul trebuie, cum ar veni că cel puțin unul trebuie să ardă, că dacă ar fi același număr de pariu. Asta e chestia, asta e frumusețea la jocul ăsta. Laur 9. Cum 9? Păi a avut 10 minus 1, nu mă, să scade 1. Scade 1, mă, cât te arzi. Dacă te arzi cu 4, îți dau minus 10. Minus 10. Da, mă. Adică la joc de 8, tu zici că faci una și ai făcut 5. Ah, da, lasă asta, da. Înțeles. Voi juca și să mergeți înapoi la 0 dacă vreți, nu? Da. 0 câștigă, să știi, tot timpul. Dacă n-ai nicio șansă, mai rog, trebuie să până la 0. Și 0 e cel mai bun. Și 0 dacă ai... Da, uite așa. Nu mă scazi, faci prostii. Deci zici că duci... Cum faci tu de obicei? Și nu nici una. Și minus 8. Ei, fii atent acum că eu am făcut cărțile, da? Cum ar veni dacă pe la jumătate locului n-ai nicio șansă să câștigi. Da, nu înțeles. Zi, Raimund. 0. 0, Raimund. 1. 0, eu. Una face și una eu. Eu sunt obligat una, da? Uite, eu am popa. Da, du-și tu scunde, nu mai guri. Nu vrei să-ți tu scunde. Hai, mă, pune și am luat una. Ce? Hai, atunci scunde. Una. Minus 1. 15. 8. Da, tu ai zis că aveai juvete. Eu am avut popa. Ia-și fără. Hai, și tu ai zis 0. Tot de 1 sau de 2 începe acum? 2 puncte, nu? Da. Nu. Se premiază, mă... Nu, fără premiază jucăm. Fără? Nu jucam la premierii? No. La 5 jocuri consecutive? Și mai ales la 1, noi nu jucam cu premierii. Nu, la 1. Asta am vrut să te întreb. De la 2 începe premierul? Da, premier, dar trebuie să fii tu atent. Aia e problema. Hai, acum, tu, vezi, acum ce te pârlești? 0. 0. 0. Fără una, Raimund. 0. Dă-i bătăia. Am pornit. Hai să-mi bag. Trebuie să dai neapărat frunză. Dacă ai frunză, dai tref. Tref. Pute tare. Deci ce faci? Ce le-am luat eu, dacă am văzut. Păi mă pârlești și eu. Trefă ce-am luat.